Bună ziua, domnilor și domnilor, și bun găsit la Radio Vinoteca, o emisiune despre viticultură, vinificație și vinuri, cum spuneam și la alte emisiuni, vinuri bune, bineînțeles. Vă amintesc că Radio Vinoteca este difuzată în fiecare sâmbătă, începând cu ora 19 și în reluare în fiecare miercuri, după știrile de la ora 20. Ea poate fi accesată și pe site-ul precum și pe pagina noastră de Facebook. Eu sunt Corneliu Rusnac, iar colegul meu cel alături de care realizez această emisiune este Andrei Cibotaru, autorul site-ului finewine.md. Bună ziua, Andrei! Bună ziua! Acestea fiind spuse, permiteți-mi să vă prezint și pe invitata ediției noastre de astăzi, expertă în indicații geografice la Oficiul Național al Viei și Vinului, Diana Rotari. Doamna Rotari, bună ziua și bine ați venit! Bună ziua, bine v-am găsit! Înainte de a începe discuția propriu-zis, aș vrea să vă prezint un foarte scurt și tradițional deja buletin de știri din domeniu. Un ghid al celor mai bune vinuri din Republica Moldova a fost lansat la Chișinău. Fine Wine Guide include 50 de vinuri sortate pe trei categorii de preț până la 125 de lei, între 125 și 225 de lei și peste 25 de lei. Ghidul va fi prezentat publicului larg pe 6 și 7 octombrie în Piața Marei Aduneri Naționale, la Ziua Națională a Vinului. Ghidul a fost editat într-un tiraj de 3000 de exemplare, urmând a fi distribuit de Horeca și la evenimente dedicate vinului. De asemenea, circa 500 de exemplare vor fi distribuite în România la Festivalul Vinului Moldovenesc de la Snagov. Mai multe crame au anunțat că vor primi turiști de Sărbătoarea Națională a Vinului pe 6 și 7 octombrie. De regulă, prețurile pachetelor turistice la vinării variază între 100 și 200 de lei. Aici intrăi excursiile prin cramă, degustări de must și vin, dar și concerte cu artiști autohtoni. Producătorii de struguri se confruntă cu probleme grave la comercializare. Despre aceasta s-a discutat în cadrul unei ședințe speciale la Ministerul Economiei. Fermierii nu au piețe de desfacere din cauza supraproducției de struguri de masă și tehnici, dar și ca urmare a faptului că recoltarea a început anul acesta mai devreme cu două săptămâni. Una din soluțiile examinate la ședință ar fi distilarea de criză, astfel încât vinurile să fie depozitate și păstrate ca materie primă pentru divinuri. Moldova și Portugalia ar putea să producă un vin comun portughez unic în lume. Potrivit unui comunicat al Ministerului Agriculturii, acest lucru a fost discutat în cadrul unei întrevedere a viceministrului agriculturii Vasile Luca cu membrii unei delegații portugheze, în particular cu reprezentanții Camerei Municipale Oeraș din Portugalia. Este vorba despre un proiect pilot de producerea unui vin comun care să fie vândut pe piețe externe. Așadar, să trecem la discuția noastră de astăzi. Astăzi vom discuta despre indicațiile geografice protejate, o noțiune care pentru multe lume nu spune nimic sau, dacă spune, atunci spune foarte puțin. Așadar, întâi de toate, doamnă Rătari, ce sunt indicați indicațiile geografice protejate? Într-adevăr, sunt de acord cu dumneavoastră că este o noțiune foarte puțin cunoscută în Moldova. E mai nouă, pentru că. Da, așa. e foarte nouă, chiar. Păi este un sistem de calitate în produsele, în sistemul agroalimentar în general, nu doar pentru vinuri, în care noi recunoaștem că originea sau locul de producere a unui produs joacă un rol esențial în calitatea lui. Da? Adică originea nu este de neglijat. Mai mult ca atât, prin indicații geografice protejate, se identifică originele sau locurile de producere care dau produse cu o calitate specifică sau mai înaltă decât produsele standard. Iată asta în linii general, pentru că definiția propriu-zisă este una foarte complexă, care nu se va ajute chiar deloc. <laughs> În Republica Moldova sunt trei zone cu indicații geografice protejate atunci când vorbim de vinuri exact. și una de, de vinuri. Haideți să vorbim pe rând despre ele, despre fiecare zonă în parte. Să începem, de exemplu, cu Ștefan Vodă. Care sunt particularitățile acestei zone? Exact. S-au făcut discuții de lungă durată atunci când s-a împărțit Republica Moldova în aceste trei zone. La delimitare se iau în considerație foarte mulți factori, da, climat, solul, altitudine, expoziție, soiuri care sunt particulare, tradiții de producere a viței de vie în diferite regiuni a Moldovei. Și iată că experții din Republica Moldova au decis totuși să facă aceste delimitări după regiunile care le cunoașteți noastră. Ștefan Vodă este regiunea localizată în sud-estul Moldovei. Probabil că ați mai văzut prin alte materiale localizarea exactă a acestei regiuni. Deci, care este particularitatea regiunii Ștefan Vodă sunt solurile care sunt mai bogate în humus sau microelemente decât solurile din celelalte regiuni aici este o influență din partea Mării Negre care se află la zici, câteva zeci de kilometri distanță, influență din partea râului Nistru, Nistru. Da, și o amplasare foarte particulară a plantaților în raport cu acest râu și ce este important că tradițional în această regiune s-a remarcat prin în producerea vinului roșu de calitate, da, deci în documentele vechi se atestă că vinurile roșii au o particularitate deosebită în această regiune și vinurile de soi de asemenea sunt o particularitate specifică în zilele de astăzi și vinul alb și rozie se remarcă, dar oricum tradițional este o regiune pentru vinurile de cupaj și pentru vinurile roșii. Rara neagră este de asemenea un component foarte particular pentru această regiune. Chiar și domnul Petru Ungureanu a remarcat în lucrările sale că rara neagră s-a produs în mai multe regiuni, în special în bazinul Mării Negre, dar o calitate atât de excepțională a fost, a fost identificată doar în regiunea Ștefan Vodă. Deci se datorează influențelor curinților de la Marea Neagră, soarelui. Exact, soarelui, to toate aspectele astea care împreună constituie un teroar, Soare, climă, sol, soi, absolut toate împreună, inclusiv și omul. Deci nu trebuie de neglijat că omul tot este o parte componentă a originii unui vin. În, vin, în vecinătatea ei se află valul lui Traian. Da, da. În ce se definește această zonă? Este cumva diferită? Zona... Este foarte, foarte aproape totuși geografic. Da, în special, în special la frontieră, să zicem. De, de regulă, e foarte greu de spus care regiune este, pentru că, într-adevăr, anumite particularități de teroar sunt asemănătoare. Păi s-a decis până la moment să fie această frontieră. Cine știe, poate pe viitor ea poate să fie modificată, pentru că nu-i bătut în cu. Este un sistem viu care el se modifică că crește, se dezvoltă da? și noi până când avem această delimitare pe viitor vom vedea. Regiunea Valului Traian tradițional de asemenea este consacrată producerii vinurilor roșii și vinurilor licoroase pentru că este mai bogată în razele solare, deci are o suma temperaturilor active este mai înaltă, de asemenea soluri care sunt foarte bine adaptate producerii vinului de calitate deci atunci când vrem să degustăm un vin care este foarte corpul Client, care are o extractivitate înaltă, foarte fructuos, preferăm atunci să-l selectăm din regiunea Valului Traian, dacă avem așa preferințe, da, respectiv față de vinurile roșii, evident. Spuneți de hotarele dintre aceste zone, eu aș vrea să remarc aici că, de exemplu, Franța a implementat acest proces de delimitare a zonilor geografice, cu mai mult de 100 de ani în urmă. deci Noi rămânim un pic la acest capitol și iată ei în mai mult de 100 de ani au schimbat o singură dată în granița dintre, dintre câteva zone. Și vorbeam la una din emisiunile precedente cu vinificatorul și viticultorul Dan Presăcaru, care spunea că este o, un drum, o cărare care desparte două vii, în care una dintre ele produce vii de mii de euro, și alta produce vii de sute de euro. Deci, este într-adevăr, experții nu odată au comparat din multe puncte de vedere, și organoleptic produsul, dar și suma tuturor elementelor care creează teroarul, cum a spus și doamna Diana. Deci, solul și cum curg apele subterane, toate acestea contribuie până la urmă la. Exact. Păi în Franța sunt foarte multe Denumiri de origine controlată Fiecare din ele își are istoria sa Sunt unele care au rămas Exact cum ați spus dumneavoastră Pe o perioadă îndelungată istoric Cum a fost de alimentare, așa continuă să fie și astăzi Altele din contra încearcă să se adapteze Sau să vadă Pentru că având în vedere că vinurile În sistemul de calitate se vând la un preț Mai înalt decât vinurile generice Evident că este un interes economic Din partea agenților economici Sau producătorilor din regiuni și fiecare vrea să demonstreze că și la el teroarul este la fel de bun precum este la vecinul său. Da? Este tot timpul o dispută, dar până la urmă se găsesc anumite compromisuri și cea mai mare dintre cele trei zone cu indicație geografică protejată, zona Codru. Care este specificul, specificul acestei zone? Este zona cu cea mai înaltă, ca să zic așa. Da, în această regiune din sunt Republica Moldova. Da, sunt și foarte mulți producători de produse vitivinicole. Această regiune se caracterizează prin temperaturi un pic mai moderate decât în celelalte dou două. chiar și după uh, sau luând în considerație și încălzirea globală pe care o avem. În, da, se remarcă în și e adevărat, se atestă și o schimbare în urma încălzirii globale, a temperaturilor, sunt la fel ridicate și în regiunea Codru, comparativ cu 20 de ani în urmă, de exemplu, dar oricum rămâne ca și suma temperaturilor active un pic mai redusă decât celelalte două. În această cauză este o zonă consacrată mai mult vinurilor albe și vinurilor spumante de calitate. În zona Codru putem menționa faimoasele galerii subterane care sunt like <laughs> unele chiar înregistrate, una de fapt înregistrată în cartea Guinness după numărul de sticle în colecție. Este o regiune în care vegetația spontană este foarte diversă față de celelalte regiuni, deci constituie 25% din teritoriul, ceea ce nu se regăsește în altă parte. Și după cum de am există zis, un factor care bă, își lasă amprenta asupra Exact, arinului. exact, da, neapărat, da, adică el are anumite influențe din partea pădurilor care sunt codrii, de fapt, în regiunea centru și acesta își lasă amprenta și asupra vinificației, evident. De asta și zic că este o regiune mai mult potrivită pentru vinurile albe și vinurile spumante. Sau, dacă sunt vinuri roșii, atunci ele au o caracteristică mai particulară, sunt mai um, vinuri mai tinere, mai jucăușe, mai vioaie, adică nu chiar așa complexe, cum sunt în sudul Moldovei. Mai ușoare. Mai ușoare, exact, intense, da. Și datorită și solului, care este uh, și el așa mai ușor, mai aerat, da să zicem, în regiunea Codru, și vinurile da, uh, sunt la fel. Da, de fapt, de ce era nevoie să fie introduse indicațiile geografice protejate? În Franța uh, spuneați că există de, de, de 100 de ani, la noi e doar de când ele au apărut, cred că câțiva ani în urmă. Da, ani 2015, grămașel. da, am da, început să producem aceste vinuri. Vedeți? Da, ce, valo ce valoare adăugată aduc aceste indicații geografice? Noi, am, de ce am început să producem aceste vinuri? Pentru că -a, am armonizat legislația locală cu cea din Uniunea Europeană, în drept consecință noi am luat, preluat categoriile de produse vitivinicole din, din spațiul european. Dar eu în sistem de indicații geografice găsesc doi mari beneficiari. În primul rând este producătorul, care pe lângă faptul că produce vinuri în conformitate cu standardele europene, și noi acum ne diversificăm piețele de export, deci nu mai este doar piața Uniunii, pardon, a Rusiei, da? Deci noi ne orientăm către Uniunea Europeană, unde sunt recunoscute ca vinuri de calitate și procurate ca și vinuri de calitate, da? deja la prețuri mai înalte. Producătorul de asemenea lucrează la o reputație care este protejată, deci nimeni nu va putea să să uzeze sau să facă abuz, da, să zic, de denumirea pentru care ei au lucrat. Se, fac, se face lucru în asociație, deci ai acces la mai multe piețe, ai acces sau la economia de scară, respectiv, producătorii au o mulțime de avantaje în acest sistem. Pe de altă parte, consumatorul pe piață, când selectează un vin, el are garanția că vinul este de calitate. Pentru că noi știm că de deseori se întâmplă așa situații când mergem la piață și nu suntem siguri dacă cei ce menționat de, ce menționat în față, este de fapt produsul care stă în spate, da? Și atât în sistemul de indicații geografice protejate, la, la sigur, dacă vedem această mențiune pe etichetă, este la sigur deci, falsificarea vinurilor exact, este exclusă exact, în cadrul acestui exact. sistem exact. de indicații. În general, în protejate. sistemul vitivinicul, la moment, cea mai bună evidență se duce pentru vinurile cu indicații geografice protejate, adică avem un tablou clar față de de unde vine acest vin, ce se întâmplă cu el, ce procedeau a se parcurs. Se referă inclusiv și la calitatea strugurilor și la Exact, tot, tot, se verifică că plantația, da, se verifică Plantatia. de la plantație până la produs finit uh, și produs finit înainte de a ieși pe piață este uh, degustat de o comisie de gustători experți care uh, certifică că vinul corespunde standardelor de calitate. Deci, e, în general, când este scris pe IGP, pe sticlă, fac aici o remarcă pentru radioascultători, că asta nu înseamnă inspectoratul general al poliției, cum am, <laughs> cum am auzit <laughs> de Dumne ceva spunând. Da, exact. Este, de fapt, o garanție, un pașaport al acestui vin care scrie pentru noi doar IGP, dar în spatele acestei abrevieri este un sistem întreg de trasabilitate. Deci este urmărit, este controlat de la strugure până la vinul îmbuteleat în această sticlă este urmărită calitatea. Și atunci... Consumatorii ar trebui să atragă atenția la vinurile cu indicație geografică pentru a au în față un argument în plus că este vorba de un vin de o calitate garantată. Da? Asta și înseamnă indicația geografică protejată. În Republica Moldova am văzut deja vinuri certificate cu IGP, sunt da, deja câteva sunt. ediții. Urmează și vinurile cu denumiri de origine. Care este diferența dintre aceste două denumiri? Așa, da, ele ambele constituie sisteme de calitate, da, sunt surori, dar nu foarte, nu foarte identice, pentru că ceea ce ce de denumiri de origine, regulile de producere sunt mult mai stricte, arealul de producere este mai restrâns decât la indicații geografică protejată și strugurii provin 100% din regiunea, care, din arealul care a fost delimitat. Pe când la IGP, 85% vin din regiune, cel puțin, adică poate să fie și 100, dar deja depinde de producător. Și 15% vin din Republica Moldova. Pentru denumiri adică de origine. Da, exact, geografii. exact, da. da. ce 85, adică trebuie să păstreze totuși amprenta originii. La vinuri de denumiri de origine, sistemul este mai complex chiar de la începutul delimitării, chiar de la începutul inițiativii de creare unei denumiri de origine protejată și un control este mai riguros, caietul de sarcini este mai restrictiv decât o indicație geografic protejată. De aceea, de obicei, iată, în țările europene, se practică așa o, un, o, activitate că la început se merge pe vinurile cu indicație geografic protejată, se iau o experiență și apoi această experiență se adaptează deja pentru denumiri de, de origine protejată. Lucru care ne dorim și noi, pentru că deja avem în spate câțiva ani de producerea vinului cu IGP, am văzut cum funcționează acest sistem și noi încet pas cu pas ne pregătim pentru producerea vinului cu denumiri de origine uh, protejată. Deci, D.O.P-ul este un frate mai mare a IGP-ului, exact, mai sever. E exact, un da, big brother, da, cam da. așa. Da. <laughs> Câte denumiri de origine protejată dacă avem în acest moment în Republica Moldova sunt? Păi, la nivel oficial, avem înregistrate două denumiri de origine românești și mai. Însă ele au fost înregistrate după sistemul vechi, da? nu după legislația curentă. După sistemul vechi din Republica Moldova. Din Republica Moldova, exact. Adică nu e după sistemul european care acum este pus în practică. Da? A fost cu totul alt, alt de absolut alte etape. de. Deci, producătorii din aceste regiuni, da? care, dacă ar dori ulterior să producă vin cu denumire de origine, ei trebuie să se conformeze la noile standarde. Deja să Iarăși, cu asociația, cu caietul de sarci, în toate etapele care anterior au fost omise. Dar, real, adică o denumire de origine protejată, încă nu, nu o să o puteți identifica pe piață, pentru că noi lucrăm abia la acest capitol. Oficiul Național al VI și Vinului, în ultimii ani și, în special, în acest an, a demarat mai multe proiecte de studiu, de teroar în scopul ca să delimităm cele mai bune denumiri de origine protejate în Republica Moldova. Da. Indicațiile geografice protejate se referă doar la vinuri sau înțeleg că nu se referă doar la vinuri, dar și la alte produse, nu? Da, exact. Păi ele, vinul tot timpul a fost starterul în toate țările europene privind acest sistem de calitate, fiind urmat și de alte produse agroalimentare, cu noște probabil. La, la, la că... produsele agroalimentare. Nu, uh, uh, nu, nu neapărat, uh, nu doar, pentru că da, uh, produsele agroalimentare, inclusiv vinul, pentru că vinul este un produs alimentar, uh, conform legislației naționale și europene, uh, dar în ultima perioadă a fost deschis acest domeniu și către produsele de artizanat. De exemplu, o ie, da, din Republica Moldova ar putea fi protejată ca o indicație geografică protejată. De exemplu, da, adică se urmează pași ca și pentru produsele agroalimentare. Ce e drept în Moldova avem patru, de fapt trei indicații geografice pentru dulceața de trandafir Nimorinca, probabil că ați auzit. Denumirile a... sunt diferite și zonele sunt diferite exact. în cazul altor produse. A, da? Sigur, da, de exemplu, dulceața de trandafir de Călăraș, da? Adică delimitarea au făcut-o la nivel de Călăraș. Uh, nimorinca uh, la nivel de Nimoreni, da? Uh, raionul Nimoreni. Uh -huh. uh, exact. Pentru fiecare denumire uh, se găsește un, o delimitare aparte. Uh, nu este posibil de pus, uh, de, uh, de utilizat aceeași delimitare pentru două produse similare. Asta este interzis conform legei, dar pentru produse diferite, da. Vinul este înțeleg cu un flagman. Exact, care a dat exact, tonul da, în da, exact. Pentru că da, suntem un fel de cu puțină, nu știu, mai puțină modestie, să zic așa, ca un bune practici pentru celelalte domenii. De regulă suntem solicitați ca să ne împărtășim cu experiența noastră în acest domeniu ca și celelalte produse agroalimentare să ne urmeze și ei după pașii necesari sau corecți. Cum sunt reflectate uh, indicațiile geografice protejate pe Produsul final, în cazul nostru, de exemplu, pe sticla de vin, cum să știm că un vin sau altul provine dintr-o anumită zonă cu indicația geografică protejată sau din alta? Deci pe eticheta de vin, pe partea principală a etichetei, trebuie neapărat să regăsiți mențiunea, indicație geografică protejată și deja regiunea, Ștefan Vodă, Codru sau Valului Traian. Uh, alte mențiuni pe etichetă nu trebuie să fie regăsite. Da? Este un loc uh, bine determinat sau fiecare producător poate amplasa unde își dorește uh, această indicație? Păi, uitați această delimitare poate fi făcută în caietul de sarcini de către producători uitați să să menționez că ce e interesant în sistemul ăsta de calitate este că producătorii își stabilesc reguli de joc deci ei se adună împreună și zic mai, haideți să facem mențiunea aceasta mai evidentă, da? Dați să delimitarea în caietul de sarcini mențiunea să fie minim 5 mm înălțime, de exemplu, da? Ca să fie vizibil în ochii consumatorului pentru că se întâmplă la noi pe piață uneori că trebuie să o cauți cu lupa exact. pe etichetă ca să, ca să o regăsești pe când alții, de exemplu, folosesc foarte mari litere, da? Asociațiile sunt în proces de regăsire da? Pentru că etichetele sunt diferite Și aici trebuie de găsit un compromis Vă imaginați între 40 de producători Să găsești un compromis la nivel de etichetă Cum să amplasezi această mențiune Dar vrea, uh, fel? Da, este da. Pentru că uh, legislația națională spune așa Mențiunea indicației geografic protejate Trebuie să fie în, pe eticheta principală Dar nu scrie care să fie dimensiunile Sau amplasarea ei Deci uh, lucrul ăsta se decide deja de asociație Toate vinurile produse în aceste zone obțin automat uh, denumirea și uh, indicele, astea indicele de de, sau totuși producătorii. De exemplu, avem un producător care crește în Ștefan Vodă. Da. El automat poate beneficia de indicația geografică protejată sau urmează să facă ceva în plus pentru mm -hmm. a obține aceasta? E bună întrebarea pentru că fiind un producător din Ștefan Vodă, eu trebuie mai întâi să văd care este asociația la care eu trebuie să mă atribui pentru că eu trebuie să devin membru asociației ca să produc acest vin. Apoi sunt câteva pași pe care trebuie să întreprindă producătorul ca vinul lui și nu tot vinul care îl produce să fie certificat cu IGP. Deci nu este pur garanție că tu dacă ești din originea care, în, care a fost, în care a fost delimitată regiunea, tu deja îi să produci vin sau îi să-l plasezi pe piață. Da? fiind producător, eu trebuie să fiu verificat, trebuie să fiu luat în evidență de Oficiul Național al Vișii și Vinului, să fiu membru al asociației, vinul ulterior este certificat și plasat pe piață cu această mențiune. Ideea este că, de exemplu, dacă eu produc în două recolte diferite același vin, e posibil că într-o recoltă să fie acceptat vinul, dar în altă recoltă nu. Adică e, depinde de, de calitate. calitatea. vinului, da, exact. F fiecare zonă cu indicație geografică protejată și are proprie asociații de producători? Exact, da, neapărat. Fiecare zonă este definită de o asociație. În general, concept, o indicație geografic protejată pornește de la o asociație. Este un demers care vine de la producător. Nu e demersul care vine de la autorități și impus către producători, da? Adică, producătorii se adună și ei discută cum ar putea să promoveze o regiune care lor le spare că, într-adevăr, are anumite particularități și are un vin de excepție, da. Numărul celor trei zone rămâne stabil? Ar putea crește s ar putea schimba? Uh, pentru IGP, uh, sigur, el ulterior, dacă se demonstrează științific, cum ați spus dumneavoastră, da? că se, încl se încălzește uh, încălzirea globală, e fenomenul de încălzire globală, da? dacă se demonstrează științific, că zona ar putea fi decalată mai la nord, mai la sud, da, acest lucru se poate modifica. Evident că se face după anumite proceduri stabilite de legislație, dar nu este bătut în cuie, da? adică noi, cum am zis, este un organism viu ca și vinul, evoluează în timp și ce îmi place mie în acest sistem este că este ca o auto regăsire de sine, da? Tu, tu singur te analizezi, vrei să vezi care sunt punctele tale forte, slabe, cum să evoluezi, cum să crești. Exact așa și acest sistem, da? Și el nu încurajează să copiezi din alte țări lucruri care, pentru care au lucrat străinii, dar să regăsești tu punctele tale forte și să știi cum să le valorifici, da? Da, având astfel de situații, de exemplu, cum am avut anul acesta, când recoltarea strugurilor a început cu două săptămâni mai exact. devreme, putem da, presupune decât... că uh, strugurii ar reuși să se, se coacă și la iedeneț, exact. da, de păi... struguri de calitate pentru produsul unui vin bun. Ba da, sunt și struguri acolo, adică depinde, pentru că sunt și mai puțini producători, de fapt, în nordul țării pentru struguri tehnici, pentru struguri de masă sunt. Da, sigur, uitați-vă zona Codru, ea inițial era altă delimitare, avea, da? Apoi au venit solicitări din partea producătorilor în care au demonstrat că ei de asemenea corespund la parametri care sunt incluși în caietul de sarcini, da? Și adică ar putea să... și această, acest areal a fost mărit un pic, da? Dar vreau să dau la, la, nivel de denumiri de origine protejată. Deci, IGP-urile pot fi modificate și denumirile după ce vor fi identificate, la fel. La denumiri de origine protejată, deja delimitarea nu se face după raion, cum este la indicație geografică, dar chiar după sat, sau, adică este o delimitare foarte precisă. Uh -huh. Da. Iată că timpul trece repede, ne apropiem de finalul emisiunii, nu însă înainte de a vă prezenta rubrica degustări, care de fiecare dată ne aduce ceva nou. Astăzi, la Radio Vinoteca, vom degusta un vin roșu, un vin negru, de fapt, un vin clasic, este vorba de un Cabernet Sauvignon, devenit un soi foarte apreciat la noi. Îl întâlnim peste tot în cupaje, în, chiar și separat Andrei, te rog să ne povestești mai mult despre vinul pe care ne l vei prezenta astăzi De fapt, Cabernet Sauvignon este întâlnit des nu doar la noi, doar în toată lumea Este da, considerat exact. regile soiurilor roșii de vin Este, de, din, prin prisma soiurilor tehnice, cel mai răspândit soi de vin în toată lumea Uh, provine din, uh, din Franța din strugurii de cabernet franc a fost o uh, melange între strugurii de cabernet franc, un cabernet franc și Sauvignon blanc și uite a ieșit un, un vin care se numește astăzi cabernet Sauvignon uh, crește în toată lumea spuneam și are originea în Franța dar s-a replicat foarte bine în uh, lumea nouă a vinului în California întâlnim astăzi chiar și în China acest soi Cabernet Sauvignon, evident îl întâlnim și în Republica Moldova. Este cunoscut pentru caracterul său tare, da? este, are caracterul unui taur, este un soi de, care dă vinuri astringente, corpolente, care necesită uneori maturare la butoi, un vin care uh, îți dă puteri și care trebuie să ai puteri ca să-l poți servi și să-l degusta corect. Și este un component celebru din, uh, din uh, răspânditul cupaj de bordeaux, da, cupajul de bordeaux care înseamnă un amestec de vinuri dintre cabernet sauvignon și merlot. Iată că cabernetul este unul din aceste Haideți da. Să încercăm să vedem cum arată acest vin. Trebuie să le spun ascultătorilor noștri că sticla am deschis o înainte de emisiune și a reușit să se aerisească un pic. Degustăm astăzi un Cabernet Sauvignon din roada anului 2016, de la un producător mic din uh, sudul Republicii Moldova, mai exact uh, din regiunea Ștefan Vodă. Acest vin nu are indicație geografică protejată, pentru că, fiind un producător mic, probabil nu a reușit să, să, să îndeplinească toate formalitățile, dar, cu siguranță, este un producător uh, recunoscut, cel puțin, pentru amatorii de vinuri. Uh, cum spuneam. Ca, ca, care sunt caracteristicile acestui vin? Da? În general, Cabernet Sauvignon rezultă cu vinuri rubinii intense, vinuri de o culoare profundă, da? rubiniu închis, poate cu nuanțe violacee când este mai tânăr și cu un disc cărămiziu atunci când vinul este învechit câțiva ani. În cazul de față avem un vin relativ tânăr din anul 2016, este rubiniu intens, Iată că lasă pe pahar niște piciorușe frumoase care ne vorbește de star, despre corpulența acestui. Da? Este un vin unctuos care ne vorbește despre consistența sa. În arome găsim un buchet de fapt complex din, cu arome de prune uscate, de cereșe negre, de fructe negre de pădure. Da? Este un buchet complex. Vinul a fost maturat probabil în butoaie de stejar a căpătat și nuanțe de vanilie, de ciocolată de la această maturare în, în butoaie de stejar. Da, doamnă Rotar, cum uh, putem deosebi un vin uh, din Cabernet Sauvignon, de exemplu, de alte vinuri cum ar fi Merlot, care este cumva apropiat, totuși... Uh... Nu aș dar spune diferit. că Merlo, chiar apropiat de Cabernet Sauvignon, dar pentru dar că diferit. dacă Cabernet e bărbatul, Merlot e femeia, cam un cupaj, așa că... Da, despre, spuneam despre celebrul cupaj de Bordeaux că îi se mai spune un pumn de fer îmbrăcat într-o mănușă catifelată. Păi în cazul de față, Cabernet Sauvignon este pumnul acesta de fier, iar Merlot este mănușa catifelată. Că vinurile sunt bune fiecare în felul său, dar diferite, da? Cabernet Sauvignon este mai puternic, mai înstringent, mai mai corpulent, este bărbatul într-adevăr, în acest mareaj al vinurilor. Iar Merlot este mai rotund, mai moale, mai, 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 mai feminin, da. da? Exact. Ceea ce vreau să menționez, dacă tot suntem la tema indicații geografice protejate, este faptul că un cabernet Sauvignon produs în Republica Moldova nu să fie exact același care e produs în Franța, anume din cauza că teroarul este diferit, da, și fiecare regiune își are cabernet sauvignonul său, de exemplu. Dar dumneavoastră m-ați întrebat cum diferențiem de un soi de altă, da? da. Păi da, fiecare, pentru că, într-adevăr, și și este un vin roșu. Da, și uh, aped... deci cu alte nuanțe, sigur că. Eu, eu cred că diferența o puteți identifica doar atunci când degustați foarte multe vinuri. Pentru că, la primul, exact. La primul nivel, exact, toată lumea zice: Păi, este un vin roșu, da? Care, adică, pentru mine, oricum e vin, da. <laughs> sau mai am colegi care zic că aducea struguri, pur și simplu, da. <laughs> După ce deguști mai mult timp, deja începi să înțelegi particularitățile de soi. Uneori, sau deseori, sunt experți care doar după arome și proprietăți organoleptice pot să identifice soiul. Unii chiar și regiunile și anul de roade. Dar... În general, eu am avut odată, mi s-a făcut experimentul ăsta din partea unui vinificator. Îi spuneam la începutul degustărilor mele că nu fac diferență. Uite, este vin roșu, este vin. Și nu pot să spun mai mult decât este vin. Și atunci, dumnealui mi-a turnat într-un pahar un cabernet sauvignon, puțin l-am l-am mirosit, l-am gustat, am zis, ok, este vin și imediat peste acest vin a turnat un pic de merlot deasupra. Și a zis: "Uite, făcând un blend, un asamblaj din două vinuri, ai simțit diferența? Evident, că la a doilea vin am zis că este un pic mai dulce, un pic mai rotund, mai mai catiferat, mai moale. Și zice: Vezi, nu i-am adăugat zahăr, nu i-am dat nimic, i-am adăugat pur și simplu un alt vin, care tu spuneai că este același vin roșu. Într-adevăr, este o știință și totul se, se învață prin comparație. Trebuie să degustăm, trebuie să comparăm și să degustăm, să discutăm aceste vinuri. Prin, prin, prin ce se explică acest gust specific al caderneului, sau această senzație mai exact specifică a caderneului, care, cum se spune, la noi? îți lasă gura pungă. Tocmai, iată, ați remarcat foarte bine spunând că Caberniau este primul vin care într-adevăr îți lasă gura pungă. Vorbim despre particularitățile soiului de struguri, în primul rând. Așa produc vinuri taninoase, vinuri intense, extractive, da? din, din pieliță se extrag mai multe substanțe uh, chimice, care la rândul nostru ne, ne provoacă diferit papilele gustative și uh, Merlot îi neutralizează cumva acest gust. Într-adevăr, dar Merlot, pe lângă avantajele sale față de Cabernet Sauvignon, are și dezavantajele sale, dar nu are această vigoare, această putere pe care o are Cabernet Sauvignon. De asta producătorii tot timpul încearcă diferite combinații, încearcă diferite asamblaje, blenduri, încearcă diferite experimente cu butoiul ca să, să calibreze de fiecare dată un vin, ca să ne provoace plăcere. Okay. Da. De ce a ajuns totuși atât de apreciat Cabernet Sauvignonul la noi pentru că foarte multă lume îl caută cumva. Este, cum spuneam, un soi răspândit nu doar la noi, în toată lumea. Face vinuri bune. De asta este Căutați. solicitat, da, căutat pentru că dacă vorbim, dacă să-l comparăm, de exemplu, cu un soi local cum este rara neagră, care este mult mai apoasă, care este mult mai uh, subțerică, da? ca și ca și vinuri. Vinul uh, Cabernet Sauvignon este mai viguros. De ce alegem să punem la la car un bou mai puternic sau un, un cal mai, care trage mai, mai tare, pentru că și are proprietățile sale, da? La fel și nu zic că rara neagră trebuie este un, este un, soi descurajant, dar este pentru alte ocazii. nu este ca, ca un cal de tracțiune, altul este ca un cal de curs. Așa este, da. Dar eu aș mai adăuga că este și un trend, da? Pentru că acum 10 ani în Franța, de exemplu, sau chiar în țările vitivinicole cu tradiții mari din Europa, se apreciau foarte mult vinurile care sunt astringente care îți, fac, îți lasă gura pungă, da? cu cât mai corpulent, cu atât era considerat un vin mai înalt. Era un lucru încurajat de către mari critici în, în, domeniul vitivinicol, dar în ultima perioadă se atestă că deja o schimbare a gustului consumatorului european, așa să zicem, pentru că în ultima perioadă deja se apreciază din ce în ce mai mult vinurile care sunt mai fructuoase, mai tinere, anume mă refer chiar la vinurile roșii, da? Și eu cred că din perspectiva aceasta noi avem potențial să ne dezvoltăm cu surile noastre autohtone. Feteasca neagră care eu aș asocia un pic cu Mirlo după stil, da? Și rară neagră care este un vin unicul sau prea, printre puținele vinuri roșii care poate fi consumat proaspăt fără ca să aibă nevoie de o maturare îndelungată, care este foarte vioi, este ușor de consumat. Adică eu cred că noi avem foarte mult potențial cu surile noastre autohtone, în special în consumului care este acum în în Uniunea Europeană și nu numai, posibil că în toată lumea. Păi ar și multe încă de spus, dar timpul rezervat emisiunii noastre a expirat. Nu uitați că vinul este bun doar atunci când este consumat moderat. Vă amintesc că am avut o invitată la emisiunea de astăzi pe experta în indicații geografice la Oficiul Național al Viei și Vinului de Ana Rotari. Rotari. mulțumesc foarte mult pentru participare. Vă mulțumesc foarte mult pentru invitație. Noi Prezentatorii Corneliu Rusnac și Andrei Cebotaru de asemenea vă spunem mulțumesc și vă așteptăm la o nouă ediție săptămâna viitoare. Această emisiune a fost realizată cu sprijinul financiar al Oficiului Național al Viei și Vinului. Pe curând!